Mapele de lucru, ați avut procesul verbal la ședințe din 24 noiembrie. Dacă sunt ceva amendamente, ca să le notăm. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Dau cuvântul președintelui de ședință, a prezentat la prezenta ordinarii. Proiectul ordinii de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023. Inițiator primar Emilian Budacu. Modificarea ordinii de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare a său pentru anul 2023. Inițiator primar Emilian Budacu. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru anul 2023. Inițiator primar Emilian Budacă. Începem cu proiectul numărul 1. Supun la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Dăm citire la primul proiect. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023. Inițiator primar, Emilian Budacă. Discuții? În comisie. Comisia pentru administrație a vis favorabil. Comisia economică, 3 voturi pentru, 2 împotrivă. Comisia de învățământi, cred că 3 voturi pentru, 2 împotrivă. Un amendament propune eliminarea taxei obiceiuri de anul nou. Consider că trebuie schimbată tradițiile și obiceiurile în comuna său. Amendamentul formulat de către domnul consilier Olinga Cătălin. Cum? Propune eliminarea taxei obiceiuri de anul nou. Consider că trebuie să încurajăm tradițiile și obiceiurile în comuna său. Amendament domnul consilier Olinga Cătălin. Avem o taxă de 100 de lei, domnul primar, aici. Eu zic că trebuie să nu cuprindem în viitorul viitoarea structura taxelor și impozite. Sunt comune, localități care nu taxează obiceiurile de anul nou. Nu sunt nici mulți, dar hai să-i încurajăm. Nu ești după mare. Cum taxe obiceiuri de anul nou, obiceiuri de anul nou, 100 de lei. Așa da. Scrie în... Ce reprezintă taxa? Ce reprezintă taxa? Să-i spui taxa. Asta da, da. Păi da. Aia care pleacă prin țară. Așa. Așa. Doresc o autorizare din partea primăriei ca să plece cu ceata de ei. Păi... Bun, și nu îi putem da autorizația aia fără... să-i mai taxăm, că până la urmă duc numele comunii mai departe, adică... Domnul Cătălin, nu, dacă, nu doriți, că... dacă doriți, ridicăm toate taxele. Eu am spus de taxa asta, nu de toate taxele. Da, dacă doriți, ridicăm toate taxele. Eu am zis de toate taxele. Cu ce să facem bugetul comunii? Eu 100 de lei, nu-i pentru oamenii, pentru oamenii ăștia, 100 de lei înseamnă mult pentru dumnealor. Ha, cum doriți. Eu am propus amendamentul, rog domnul președinte din ședință să propună la vot. Amendament. Haideți să luăm pe anexe. Proiectul de hotărâre este structurat pe anexe. Da? Participă și colegiile noastre de la impozite și taxe locale. Propunerea noastră este să discutăm pe anexe. Adică avem taxa pe teren, taxa pe clădiri. Haideți să începem cu anexa 1. Păi ca și modificări face de anul trecut, au crescut doar cu taxa inflației, cu 5,1%, cu rata inflației, cu 5,1%. Iar la clădiri, doar la cele rezidențiale, la persoane fizice, de la 0,12 la 0,15. Deci nu a crescut deloc. S-a indexat cu rata inflației. Deci ca nu să nu se înțeleagă că au crescut taxa inflației. Indexul la fel. Deci taxa inflației. Deci cu 5,1 conform legii. Rata inflației calculată anul trecut. Da, pe care ați și votat-o în aprilie. Creșterea cu rata inflației. Deci nu mai mult de rata inflației. Toate așa s-au calculat. Deci, încă o dată, să înțeleagă, nu a crescut taxa și impozit. Atunci, cum se respectă indexarea cu rata inflației la celelalte și aici ar trebui la fel. Deci, pentru mine, de exemplu, s-a spus că salariul, pensia și alocația se indexează cu inflație. Nu s-a făcut. De ce eu aici trebuie să respect rata inflației? Păi noi impunem... Da, legea nu impune să crească cu asta. Să
Ziceți-le guvernanților, nu, nu. Lasă încercă la față, la guvernanților. Dacă vrei vreți spune, nu. Eu n-am nimic cu treaba asta, deci minciuna de acolo trebuie taxată, eu așa gândesc. Că cine vrea să taxeze dacă nu noi? Cine? Adică la venituri nu, dar la... Da, da. Da. Monica, deci nu este obligatoriu să asta vreau să spun, să înțelegeți. Știu, data trecută, dar să mergi pe cota maximă. La maximă ceea ce nu te acceptă. Dar păi trebuie spus. Cine aude, domnul Iurba? Cine ne aude? Că s-au putut să vorbim de ceapă. Cine aude? Și alții, 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 așa că în genunchi, ce la ora asta, nu ne pleacă personal din primării din cauza salariului. Deci până acum îi spunea, băi, la primărie, da, la primărie. Avem un posturi scoase la concurs de atâtea ori, le-am spus, nu venim. Colegi care au plecat de pe Campion, au plecat Sudoru, au plecat Borchescu, ora instalatorul, au plecat oameni din cauza salariului. Da, salariul la primărie, la muncitorii, de 2.200 de lei. Adică la un privat ia 4.000, 5.000... Da, domnul primar, dar având în vedere că statul român a închis toată siderurgia în România, nu ne face până la poate și lopiez, se fac numai pixuri, s-a angajat numai la birouri, dar nici la birouri, dar nici la birouri, nu vin domnul. Da, să avem fost la urbanism, nu venit, avem la registrul agricol, nu vorbim de chiar din primăria asta. Dar așa pierde țara, așa pierde de sub față, mai vedem la televizor, să mai vede, așa, lumea nu chiar încuiată, sau chiar în pregătire. Sau chiar nu știu ce se întâmplă. M-a angajat și cu opa, dacă s-o terminat treaba, că îți voi cu sapa, păi cum am. Să deblochez în postul și așa. Dar așa merge în continuare, de pe timpul. Pe asta, se deblochez. Facem cereri către guvernul sirlanchez, ne trimit de acolo, de-a noștri mai avea. De acum. De-a noștri au plecat în Anglia. Eu cred că nu ai voie. Hai să trecem la subiect. Nu te-o primit în cereri. Vă mai mult la muncitorul român. Este respectat în care va rămâne, suntem respectați. Nu te-a primit acum cei. Hai, stai, simt. Deci supunem la vot. Suntem pe anexa 1. Haideți să rămânim la anexa 1 la impozit, da? Da, la impozit de persoane fizice rezidențial s-a schimbat procentul de la 0,12 la 0,15. În rest a rămas exact la fel ca și anul trecut. Nicio modificare. Și la de rezidențiale, la toate au rămas identice. Există așa mic de modificare? Nouă mi pare rău că... Nouă mi pare rău că discutăm chestia. Rata inflației. A fost dezbatere publică și ar fi trebuit să fiți prezent. Atunci așa cum mai era... Da, vina pe... Ai făcut anunța, ai... Tot la urmă. Nu, deci nu sunt dezbatere publică, dar... Așa, și trebuie să-i cetățeanul. Cetățeanul, că dacă nu mai punem problema, nu cetățeanul. De-aia îți reprezint informații. Tocmai asta e problema. Aș fi vorba dar consilierul. Ascultă, hai să vorbim. Da, ascult. Prin cuvântul meu, acei cetățeni sunt reprezentați aici. De ce n-ai venit dacă e reprezentat cetățenii? De ce n-ai venit la dezbaterea publică? De ce n-ai venit? Poftim. Păi, a, bravo, cum ai știut? Uite, am fost postat, a fost cum, adică, nu? Tot o postat, dar postatul... E, hai să fii zi. S-o vadă toată lumea. Faceți postări sau anunțați. Avem telefoane, poți să mă anunț, oricând. Dar au fost dezbatere publică anunțată de atâtea ori, ce vreați, mă duc să fii... Hai să nu începem să facem politicianisme. Dar nu face, dar nu face asta. Politicianisme, nu, vine de acum un lucru, ăla care zice ceva, băi nu, de ce n-ai făcut nu știu ce. Da, 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 dar vezi că am și schimbat mail-ul, dar cum? Niciun politicianism, dacă reprezentat cetățenii, vine să vedeți exact problemele. Haideți să spunem la, haideți să spunem la pot. De ce n-ascultați când vine un consiliu în Bărtești? Dar acum ascult. Tocmai de asta, ca să nu ajung la chestii din astea, trebuia să particip la... Participa mai mult și se întâmplă acela jurul? Nu. Nu? Da, atunci puteam să modificăm, să... Extraordinar. Oricând se poate modifica și asta se poate modifica. Ba da, se poate și asta. Oricând se poate. Orice, asta se poate modifica, nu există, nu se poate. Așa, la momentul dezbaterii publice, atunci când nu a venit nimeni, am crezut că există dezinteres. Nu e dezinteres, lumea nu are timp, nu are... De-aia o ales conducerea publică și am găsit locală. Cum e doamna responsabil de anunțarea pe căruia nu vine cetățeanul asta, nu înseamnă că nu-i interesat. Dar dumneavoastră nu trebuie să spuneți că n-ați știut, că n-ați fost comandat. Da, n-am știut, eu spun că n-am știut. Eu nu am știut, nici eu n-am știut. Dar am știut. N-am știut. Eu nu am știut. Chiar nu am știut. Mă duc la el. Trebuie să-mi prezint.
Păi chiar ne-a surprins că nici domnul Puiu n-a fost. Uitați, s-a două colegi din urmă. Cel mai prezent dintre noi. Anul trecut am primit un mail și am venit, anul ăsta n-am primit un mail. Nu se poate spune că e legat de dezbaterea publică. Se poate să nu fie. Au fost eroare, să spunem că și nu ați. Eu am primit mail. Nu știu că l-a scris mail. Foarte mult de interes, da. Nu, fi ajuns, nu. Dar dacă reprezentați... Bă, am sigur, și dacă chiar nu ați spus, păi atunci știți, mai vorbim din mătușa Ileana care stă în vârful unui... Tot mai avea sigur, mai la aici, de-aia că a zis că nu-i interes. Dar tocmai că nu-i interes, că dacă era interes, ar trebui să-i interesez. Bă, ce-i tu ordinea de zi? Ia să văd, s-au făcut dezbatere publică, nu s-au făcut. Ia să vedem, dacă aveai un interes. Dar n-ai interes, sau nu a fost prezent. Da, ca să fim vocali în ședință, păi da. Dacă e ca asta, nu și reprezintă, de să fim vocali. Haideți să mai departe, să punem la vot pe anexe așa sau cum? Da, anexa 1. Să punem la vot. Cine este pentru? Numărați-mă, numărați 2, 4, 6, 8. Împotrivă? Totuși mă uimiți. Ultimul 7, da? Dar stați-o un pic, doamna Filidare, lăsați-o un pic, hai să discutăm, dacă nu îi convine bugetul, hai spuneți ce vreți să vă, ce rectificări vreți să faceți, ce vreți să faceți, nu? Totuși e bugetul comun. Da. Nu sunt obligat să fiu de acord. Asta e altceva. Nu sunt obligat să fiu. De ce mă obligiți? Nu, doamne Filidare, nu! Deci, eu sunt, deci, indexarea asta pentru cetățeanul comunei său, care este foarte energică, La anul va trebui să votăm cu 20%. Mă întreb oare oameni buni, ce o să facem? O să votăm cu 20% zicând că așa o să ne impună guvernul. Dacă o să ne pună să, să jucăm după cum ne cânte ei, o să ajungem să votăm cu 100%. Eu nu zic, și domnul inginer Ploar, deci nu spune că primăria e de vină. Primăria nu e de vină. Nu v-ați răzgândit că și da. Eu am anumite frustrări față de modul în care da, este conduși. Da, asta zic, cât o anul să... Cât o va... Autoritatea noastră din Consiliul Local. Cât vom pune și cât vom crește. Guvernanții nu respectă legea și nu respectat în aprilie. Aveți 2 ani de când sunteți în alt din state. Da. Ce să cunoaștem comuna asta ceva de bine, așa, normal? Normal. În afară canalizarea asta care o lălăriți cu ea de 2 ani, deja m-a săsat pe ea pe oprinț, sunteți în administrație. Adică că se trageți de bata. Dumneavoastră, cât chiar nu vedeți că noua administrație s-a implicat și chiar nu vedeți cât uși de cât rezultate din bugetul local pe care l-am avut la dispoziție, da. Din puținele proiecte sau, ca să nu zic zero, pe care le-am moștenit de la administrația anterioară. Am dat 200.000 de lei din bugetul local pentru filmări. Nu era datoria noastră. Trebuia să facem altceva cu banii în comuna său. Dar n-a fost discuția asta, a fost prima dată și a zis că să se filmeze fiecare ședință. Și ce și acum să semnezi recepția lucrării? Dar eu sunt obligat să semnez recepția lucrării. Păi, dar așa atunci de ce zici că nu am dat recepția? Dar de ce am zis, dacă nu, o vine domnul deputat, vă spun că e de la regimul vechi, canalizarea prost făcută. Păi, dar bineînțeles, păi, așa este. Dar atunci? Păi, de atunci. Dar regimul vechi, dar ce am semnat eu contractul de... Dar nu mă obligă nimeni să-l fac, dar ține să văd ei să-l fac ca lumea. Păi cum nu mă țin? De ce vrei să fac? Păi de asta se șutărăgănează. Da, de asta. Nu poți să vină să facă și poți. Dar pentru finanțarea acelei filmări, da. A fost proiectiv. Dar cum? Dar am discutat cu Andreea asta atunci, așa a fost de acord. Dacă s-a filmat, înseamnă că majoritatea consiliului local a fost de acord. Sigur că asta știți, există la de asta, să vă de la... Da, da, facem acțiune în instanță, așa.
să se mai dea lucrarea așa. Dar nu facem așa. Haideți ca să înțeleagă. Da, spuneți. Știți ce mi-a spus inspectoratul în construcții în speță, domnul Strugariu? Inspectorul construcției, da. Mi-a venit aici. Când i-am spus, domnul inspector, lucrarea nu e ok la canalizare. Dar domnul Bart, vreau să fie specialist? Nu. Și atunci nu știți că lucrarea nu e ok. Nu știți că lucrarea nu e bună. Da. Dar s-o fac o dată. Și-a spus, fă, ce spune legea? Și legea spune, o filmare video, o expertiză tehnică. Vreți să mai faceți o expertiză tehnică? Să mai ai o miliardă și pe expertiză? Dacă vreți să o faci așa. Vreți să o faci în ce? S-o faci. Păi și atunci ce? Păi bani moști. Păi dar dacă lucrarea e făcută prost, cetățenii comunitari sunt obligați să mai umblă în cer din școli cu ulițele astea. Din cauza lor. Păi să convins să... Să te ajută de apucat de o casă, e același lucru. Păi lasă mă, tu nu spune mea cu casă, că de aia sau mai... Eu am început două case de apucat. Asta e lucrarea din iară. Și lucrările continuă și la ora actuală. Și la o casă pe care ori o renovezi, ori o faci din nou, lucrările continuă permanent. Se cheamă mentenanță. Eu nu ne-am mulțumit pe treaba asta. Dar dumneavoastră, dar cine mulțumim pentru proiectul de modernizare drumuri de interes local, da. Acesta pe care avem canalizare, știți câte drumuri am făcut și câte uși am deschis și câte nopți chiar, personal n-am dormit ca să obțin această finanțare. Nu e problema mea, este interesul pe care mi-l dau domnul Costel. Eu vă înțeleg. Și știți cât de stresată sunt că încă n-am semnat acel contract de finanțare din cauza canalizării? Eu vă înțeleg că v-ați dat în vedere, dar nu se vede nimic în urmă. Se vede că se va întrebe dacă s-au făcut filmul. Domnul Costel, lăsați-mă și pe mine să vorbesc. Dacă s-au făcut filmul, înseamnă că acolo se interpine. Vă rog să vorbiți pe el, dacă vreți să înțelegi. Dumneavoastră nu vedeți să înțelegeți. Adică lăsați un pic... Tata, dacă nu se vor respect principiul comunicator... Dacă dumneavoastră nici măcar nu permite să vorbesc. Hai să vorbim, hai să vorbim și civilizate între noi. Eu sunt femeie. Când ridicați vocea, uite așa, simt așa că mă... Păi trebuie să-l acoperi pe domnul Costel, că altfel nu mă aud, că nu putem să intervii. Dar și domnul Costel și dumneavoastră. Da, eu sunt de acord să mă acoperiți, dar cu o realitate. După 2 ani de zile, dar nu știu nimic. Ca să vă realitatea este că se intervine în punctele unde sunt, unde lucrarea a fost făcută defectuos, nu din vina noastră. Și ne-am apucat mai departe. Dar nu era un dirigent de șantier de doamnă acolo? Era. Și atunci? L-am contratat noi? Dar cine l-a contratat? Oare nu ați văzut niciodată până s-a finalizat lucrarea că dirigintele ăla nu este bun? Da, și atunci de ce l-ați mai ținut? Da. Acum vă aduc gândirea să mă adresez către dirigint. Sună-mi să vă adresez către dirigint. Păi și atunci, domnul primar, și atunci e nimic de făcut cu dirigintele ăsta. Păi da, domnul, și atunci. Da, dar trebuie să-i faci legal. Legal, legal, legal. Dar dumneavoastră ce zici? Ce răspuns? Împotriva domnului dirigintei. Deocamdată n-am primit niciun răspundere. Legat. Deci am stat pe urechi că este dirigintele de șantier acolo și el va răspunde și pe noi nu-l interesează. Nu, am stat pe nicio urechi. N-am dormit aici la primărie. Eu n-am zis că ați dormit. Toate ce este de acolo către dirigintele și către... Ca să vadă oamenii, credeți voi, noi chiar am făcut un blat cu ei. Domnul, am fost felicitat, așa, domnule, bravo. Bravo! Uitați, numai de vreme, unii mei punea pe aia 4 papieri din oraș, când unii punea dreptii, da. Și le-au pus de 3, 4 ori, 5 ori, de câte ori au fost de bravo, așa s-a făcut. Păi și eu mă țin de ei, că dacă nu mă țineam de ei, semnam de atunci recepția și... Aduți aminte, când am vorbit în Consiliul Local legat de canalizare, începând cu structura de fundătura străjii, domnul primar Lucrescu și viceprimar Budac, când v-am spus că nu-i corect ce se întâmplă acolo, a sărit amândoi în sus, că dar și noi am fost acolo. Cum adică am sărit? A sărit că nu am văzut ce am văzut, așa v-am spus, pentru că este filmare, dar n-am văzut măcar o cumpără, n-am văzut nimic, n-am văzut scule din trebuie acolo, n-am văzut strat de nisip. Noi de la început am văzut. Și a sărit amândoi, domnule, dar noi am fost acolo și am văzut și noi. Acum nu mai dat la administrația aceasta. 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 Nu mai dat la administrația. Doamna administrator public să vină să ne spună ce lucrări ați făcut în decursul lunii respective, că așa e normal, corect. Nu s-a auzit de la oamenii aia, nu știu ce, nu știu ce povești. Mă, ta vii și ne-ai prezentat, doamne, am făcut lucrări cu tare, s-au cheltuit banii ăștia.
N-ați venit, v-ați făcut grață la auzit. Fișa postului, fișa mea, nu știu dacă... Păi da, ați spus conform fișei postului. Da, asta trebuie să faci, treabă și eu treabă. Eu mă ocup de management și proiecte. N-am înțeles atunci de ce acea cerință a venit către mine. Eu știu că administratorul public se ocupă de ceea ce înseamnă administrarea treburilor publice. Așa cum s-a făcut. Aveți o fișa postului, mă, 27-28. Sunt o problemă de puncte. Da, de puncte care. Păi poate sunt băsat la șulă ăsta cu... Nu, până la asta... Și am zis, băi, hai să nu mai auzim de lume. Domnul Maru tot de acord, mi se pare că altcineva nu tot de acord. Ați zis de riscul la port în fiecare, nu ce lucrurile astea sunt. Atâtea povești s-au auzit în vara asta de numai lumea. Cu betoare, coare, coare, domne, am furnat 10 metri de lei, sunt 30.000 de lei. Domne, dar veniți, totuși... Domne, dar veniți, aveți obligativitatea să vedeți... Da, avem, domnule, Vodim, avem, vine acum domnul inginer Grânceanu și ne aduci exact... Da, eu am celulat, doamna, administratorul public, dar trebuie la fiecare, cum să fac asta? Ba da, sunteți obligat, dacă nu mai faci nimic așa. Sunteți obligat, nu sunteți acasă. Orice informație, nu știu că este o instituție management cu domnul primar pe care îl respect. Nu, nu, domnul primar, doamnă, nu mai mutați cu de astea, sunteți cu bombă la sări. Spuneți, doamna Sorina, cum am fost eu angajat? Domnul primar, aveți contract. Ca și consilier, ca și cetățean al comunei a său, poți să vină în oricine să ceară informații despre oricine. Da, am cerut în consiliul local. De asta ne adunăm aici ca și consilier. Să vorbim, să discutăm, să analizăm. Păi, v-ați spus de ceva? Discutăm, analizăm proiecte de hotărâre, domnul consilier. Da, faceți și hotărâri, că îmi corești. Nu cerem raportat. Ba da, cerem și asta, că nu-s banii mei. Nu-s banii matați, banii și comunea să său. Dar n-ați spus oameni că sunt banii mei. Dar eu am fișat să spuneți ce faceți cu ei. Ați făcut capurile astea de drum din beton. Ați luat o probă la beton? Aveți o probă din beton? Domnul primar a făcut prezentarea la ceea ce s-a făcut în comun. Nu a fost doar inițiativă. Păi, căutați înregistrarea din luna trecută. Păi, dar are oameni cu interes să spun că atunci domnul primar a spus că s-a turnat pe strada Cotari, pe strada Cotari și s-a prezentat în ședință. Și nu mai a fost la tam-tam-tam. De ce acum iarăși ne apucăm de discutat de robat morți ca ce? Vorbim și noi la ședință. Da, vorbim ca să vorbim. Mai să vorbim proiecte. Luna trecută am discutat exact același subiect. Da, despre asta am discutat. Hai să luăm ședința luna trecută, că e registrată. Și discutăm. Exact, o spus, domn primar, sunt turnat pe strada, pe care e strada. Hai, acum măsurăm. Înseamnă povestirea ceea ce am cerut. Dar exact. E mâna pe sutață și nu luăm pe arături. Nu o luăm deloc pe arături. Păi o luăm tare. O luăm deloc pe arături. Ești mă tare. Hai, treceți la arături. Pe arături, mai bea de S-a făcut, dar suntem la anexa 2. Deci nu anexa 2. Anexa 2. Da? Taxele speciale. La taxe speciale, ceea ce privește taxa de salubrizare a rămas la fel anul trecut. Da. Ce s-a modificat? S-a modificat taxa de închiriere Buto Excavator, de la 100 la 130, pentru și costurile au crescut. La autovasculantă, la fel, de la 65 de lei pe oră la 70 de lei pe oră. Și la taxa de închiriere bilanșă, de la 60, de la 50 de lei pe oră la 60. Da, tot. Și prețul. Peste tot. Aici, mai. Nu e vorba numai din plăturie, din trezinerea. Da, să scumpi și capul. La colectarea gunoiului să fie o mare problemă. Și iar, ce problemă ai avea chiar o să vă colectați selectiv. La momentul ăsta să nu ziceți chiar mai târziu, că nu ați fost informați. Adinsul mi-a trimis un proiect de hotărâre să modificăm programul de colectare a gunoaielor. Să se ridice gunoiul de două ori pe lună, doar, și care dorește să-l scoadă și a treia oară, așa să plătească dublu. Vedeți-vă ce impact o să aibă. Așa. Și o să trebuiască să facem un acord cu fiecare cetățean în parte. Ca să vadă care scoate al treia oară. Exact. Sau... Să se vadă care se scoate al treia oară. Dar exact. Tu nu știi când scoate. Da, scoate. Referitor la care gunoi. Exact. Dar contractul e gunoi. Și. E
Și cum? Și la selectiv? La selectiv. La selectiv e odată. E odată. E două ori pe lună? Da. Doamne, vreau să fie multe, cu mai. Aici cum era? Săptămâna? Săptămâna! Deci să la 4 trebuie să vedem și 2. Da, are viitor. Dar avem 500 și ceva de gospodării nelocuibile. În comun și plătim cu noi 120 lei pentru fiecare casă care nu-i nimeni ea. Și să mai bine, cum a spus dumneavoastră de ședință că țin rețări, că mai sunt căs care vin în vara acasă. Dar sunt căs, poate știi toată lumea, care nu vine nimeni de ani de zile și plătește. Adisul pentru ce, sau cum îți cheamă, să primești un bani, diplomată. Plătește o persoană. Da, dar noi, ce? Noi am venit cu propunerea. Pentru ce? Domne, asta nu se poate. Iată, domnule, dar veniți cu un casier în comună. În casa. Acel om care nu mai stă în casă aceea de ani, de 10-15 ani, nimeni nu vine acolo. Se vede. De ce să mai plătească bunul ăsta? Că nu vine nimeni acolo de ani de zile. Pentru că trebuie tot să plătești, în toate țările, nu poți să faci să nu plătești, că ăla nu plătește, ăla nu plătește, trebuie să plătească și ceilalți și pentru ăla. Dar de ce îți plătește? Că el nu scoate. El nu scoate. Și eu am locuit în străinătate și plăteam chiar dacă nu stăteam. Noi suntem în România. Noi trebuie să fim altfel decât în străinătate. Dar noi și salariile sunt mai mari. Nu mai era mult mai mare ca aici, că acolo puteai 100 de euro pe an, nu puteai... Noi trebuie să ne unim cu toți și taxăm, nu atâta taxă pe noi, pe cei de sus. Dacă suntem la regional, noi... Aici e frică, că la mare. Și mai mare. Noi care s-ar duce din comună, îl cântărești la cântar și se împarte pe gospodării sau îl împărțiți cum vreți voi, primăria sau. Și aici ca să poți... Vede, de unii nu știe cât gunoi din an de aia oare cât o costață acum cu 120 lei să pot a rămas, cât gunoi se strânge până pe 31 decembrie. Pe când dacă cântărești tot? Pe cel de-al la anul? Pe la anul. Pe noi pe la anul am pus. Referire de la taxe și impozite, astea au muncit. Fac niște estimări, cu funcțiile pe care am livrat cu altele. Și-a mereu pe cifră, și bani chiar mai bine. Și bani chiar mai bine. Nu știu că nu am mai plătit, dar mi-e de 400 de milioane. Păi de-aia nu s-a mai mărit. Care au fost și pe cifră. Nu s-a mai mărit, nu s-a mai mărit. Deci avem și mai bine. Pentru că nu s-a mai mărit taxa. Câteva miliarde și bunoarea vreau să care ai plătit amiertare, care ai plătit amiertare. Adisul are un consiliu de administrații format din toate comunile din județul. Și atunci, în adunarea aceasta, consiliul de administrații se votează. Noi acum, consiliul local, vine că noi mai avem problema asta cu cum să numea acel director centru, să și când ne-am spus, domnule, dar hai să vă duceți la statistică, vedeți, 7.500 de locuitori, ne-am spus, dacă sunt 7.000 de locuitori, hai să strigăm la fiecare poartă, vedeți, la poartă, sunt 3 și la 5 case niciun. Nu au vrut ăsta, știu că după aia se schimba, atunci am schimbat în celul la tonă. Și acum cerem la tonă și atunci dacă ne aducem anunciuri, tot așa, hai să stăm că are pe 6 luni de zile pe mașină, cântărim mașină de mașină și știm că noi ce ne dă ei statistica lor, o 10 luni de la... Acolo la stație la cântare, îi șag, îi zic și lovesc, și n-are cum să pui vorbeau. Efectiv, n-are cum să pui vorbeau. Eu noastră, comună, să știm ce bună să mai știți că se lucrează și că la și O venit din străinătate, ce cerut contan, dar o să-i bară acasă, nu știi că nu vă scăzi.
nu loc este cetățean. Da. Și i-am dat 5-6 contane de aia de 1200. Nici o cumpărat în ograde. Păi, pe ăla... Și s-a dat un loc. Păi, cum a dat? De loc. Ce te-ai dat? Păi, ce nu? Păi, care e locul? Nu mă dat să-i spune. Păi, nu te-ai spune. Și n-ai zis. Deci nu faci nici bani. Nu, hotărâți, dacă vreți, nu mai punem. Dăm aia 500 de bani, atunci o să punem. Când vreți aia care face 500, mai punem în spate tonă. Deci să te rog, dar nu vedem la tonă. Dar tonă nu vine de acolo. Păi și de bani să mă înțelegi cu persoane, domnule. Dar nu e nici infrastructură să te rog. Dar nu trebuie să nu dă niciun gram de nimic, cum să-l iei banii omului din pomană? Dar cum trebuie să-l iei banii omului din pomană? Nu, nu, exact, dar e diferit în față de mine. Eu aș fi de acord cu treaba asta. Ziceți-ne infrastructură, că nu avem în România infrastructură pentru așa ceva. Deși legea spune că când s-a dat doamna legea, anul acesta, nu? Pentru stabilirea numărului utilizatorilor pentru perioada în care sunt locuite. Deci cetățenii care nu locuiesc au posibilitatea să fie un pic mai vigilenți și să nu plătească această taxă. Asta în cazul în care numărul de persoane din locuința sau termenul de ședere nu s-a modificat față de cel declarat în anii anteriori, rămâne valabilă ultima declarație depusă transmisă la primărie. În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea numărului utilizatorului serviciul de salubrizare de către utilizatorii casnici, obligația de plată se va stabili din oficiu pe baza oricăror date și informații deținute de către organele de specialitate, registrul agricol, registrul de stare civilă și evidența personală conform domiciliului. În situația în care numai verificărilor se vor constata diferențe între numărul de persoane declarate și cele existente într-o locuință, acestea vor fi impuși de la data constatării. Utilizatorii casnici care vor depune declarația cu 0 persoane vor fi verificați prin monitorizarea periodică de către poliția locală a SEO. Sistarea plății obligației de plată se face pe baza declarației însoțită de documente justificative. Deci dacă oamenii sunt vigilenți, cei care sunt plecați în străinătate și își depun declarațiile corect și pe perioada cât sunt, eu cred că nu este nicio problemă. Ce aș fi dumneavoastră acum, doamna secretară, așa ceva nu sunt știut. Ce nu că se prinde acum. Mai nu. Foarte bine. Și atunci să știi. Mai departe. Vor fi verificate lunare către poliția locală a SO pentru a înconfirma exactitatea datelor din declarații cu realitatea din teren. În cazul în care se constată că acestea sunt locuite, obligativitatea de punere declarației revine utilizatorul pentru perioada în care sunt locuite. În funcție de numărul real de locuitori, existența ta de la sa zărătă se percepe pe o minim de 0. Corect, ceva corect. Deci tu dacă spui că nu locuiești în locuiești, ai venit în țară, atunci ai să vezi. Păi, nu spuneam așa în trecut, cât ai stat acasă, plătești, nu? Păi trebuie să fii depui declarat. Corect, fii depui răspundere, cât ai stat acasă, plătești. Corect. Ai venit, ai stat în lună, ai stat două, mai stai în lună, vii, depui altă declarație. Deci, dacă cei care au locuințe și nu le locuiesc și sunt vigilenți, poate să planificezi de aceste trebuie de fără nicio problemă. Vin, declar la primărie, domnule, sunt 3 luni acasă. Deci trebuie să existe un pic de interes și partea cetățenilor. Pentru că și ei știu că și-o sună treaba și declar. Și ceea ce privește bătaie de bani. Cu documente justificative. Cu documente justificative. Cu documente justificative. Cu documente respectiv. Cum
că nu ai luat. Da, ăștia cu construcțiile. Mai erau oameni care au... Asta e adevărul, ce spuneți că și o realitate. Păi serviciu și trebuie plătit. Hai la anexa 2, nu? Da. Foarte la anexa 2, iată, adevărul că nu sunt aici. Deci aici, mai repetăm o dată ca să nu trebuie. Deci la taxa de închiriere, un nou excavator, da, ce e corect. Domnul primar, dar nu mai era o altă variantă, ce scuze, nu se pune. Cu cântărirea gunoiului, știți, anul trecut tot n-am discutat noi. Cântărea gunoiului la persoana respectivă, dacă da, asta nu ar fi bun, n-ar fi, dacă n-ar merge, ce spune doamna. La care persoană? Când ne ridică, la care gunoiul? Când ridică gunoiul, știți că am discutat și de cântărire. Nu, voi vă spuntați cu așa ceva, îți dai seama, cum îl cântărești? Da, zi, să aibă cântar, să aibă un aparat ca să ne reînvireze. Ce spune domnul Cătălin e exclus, nu că îl contrazic. Nu, dar sunt în alte comune, așa face. Poate și un sac, nu știi care a venit, sau lui. Asta e bune. Deci ai două variante, ori varianta cu declarația, așa, ori varianta cu mașinile. Cântarul nu-i varianta Cătălin. Păi ai două variante. Poate și un sac, nu știi când s-a putut să o iei. Asta e o mare problemă. Și facem cu ăștia care îi scoate în sac. Dacă noi le-am dat la toată lumea, la toți și cred că și care nu au vrut le-am dat puberii. Ce o să facem cu ăștia care o să plătim pentru ei? Pentru aceștia care scoate în sac, care nu se... Dom'le, ți-am dat pubelă. Pune, dom'le, pubela aia. Una, că nu mai împrăști câinii. Cum e la o uliță X acolo, exact. Ia-ți cameră, dimineața vă uitați pe cameră și duceți spate cu sacul. Avem 70-80 de uliță în comună. Spui camere, dar fie o uliță... Dar să știți, dom'le, 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 când trebuie la poate când îi rupi, poate sacă, când îi poate de sara, alții. Și în sac nu l-ai selectat? Poți să-l pui și-o selectat? Se poate sac nu știa cu ei? Poate faci la poate. Cum vă explicați că suie gunoiul sus la izlaz, dar nu s-o scoate la poate. Dar nu știu ce zici, că e acolo doar la selectat. La poate la scaun, îți vezi ce e acolo. Tot am zis, am nevoie, eu plătesc la vreau, dar nu am... Nu se poate, nu am, nu... Dar sunt aici pe care. Unde sunt? O să-mi contare sau ce sunt? Nu, pubelele astea de 120 de lei. În bară, e repetent. Menager? Da, am cerut și au zis că nu avem, nu știu. Pentru selectiv s-au terminat, dar pentru menager avem. Ia vezi pentru menager, îi pun trebuie să vorbim. Dacă mai sunt oameni care n-au putut așa asta. Dacă dumneavoastră vă fură de 5 ori, noi de 5 ori trebuie să dăm. Nu mai, nu, dar asta trecem. Pur și simplu, normal. Am înțeles, dar... Am venit târziu acasă și nu am mai... Înțeles, deci omul trebuie să ai și grijă de ea. Aceea nu mai trebuie să puneți greu în ținerea. Da. Grijă cum puteți să vă duc mai bine, cum așa m-am pus un lucru și am plecat. Deci, o păzără. Mai sunt care nu au pubier. Supunem la vot anexa 2. Sunt care nu au pubier. Cine este pubier? Domnul Sii. Împotrivă. O să-i pune la taxă. Tot îi pune. Împotrivă? Nu e. O să-i pune împotrivă. Am de o vecină. Anexa 3. Taxele judiciare din proiect. Să-ți conformi. Pitim. Cate. Supunem la vot anexa 3. Taxele judiciare. Taxele judiciare. Taxele judiciare. Cine este pentru? Atât. Anexa 4 în declarație. Deci, nu. Amendamentul meu? Amendamentul domnului Linga, dar era la taxele speciale. Era la taxele speciale. Pentru ăla era, dacă propunea fie la autoricea. Era la taxele speciale. Știi și tu ce vă se întâmplă? Păi știi ce l-am mai spus de acolo, dacă nu se duc în țară, duc și în țară și se duc în țară, fac un pas. E mai, așa, nu-i plătești nimic, hai de capul lor. Nu e chiar așa. Să nu-i mai dăm și noi câteodată un micropus, poate le mai putem da să-i mai ajutăm. Ne-au mai spus cu ansamblu, cu folclorice. Ce dracu nu ai adus foștii de lei? Dar nu-i ajut, că îi iei, îi ia, nu-i ajută. Nu s-a luat. Deci la modificarea urgenței. Da, da, da. Deci trecem mai departe, la modificarea urgenței. Eu cred și cu autorizația asta pentru datin o cer doar cei care merg pe stradă, așa. Păi da, 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 da. Care e tarpan, nu cei care merg pe stradă. Nu vin copiii de la școală care se duc să... Sau cei cu ceaca ursului care merge... Parcă bani, doamne, da. Cei care merg pe stradă. Nu le rămână și lor banii aia pe care îi facă doar la stradă.
Aia se duc să facă bani. Da. Da. Cine organizează ceata, nu se duce neapărat din plăcere, dar cu plăcere. Dacă ești pe ăștia care badu, mai este. Nu mai facem un bani. Nu mai facem un bani. Să-i doamne, să fie, nu doamne, când fie mult. Toți fie alea. Când am numărul 1. Proiect de hotărâri privind aprobarea taxelor speciale privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizarea său pentru anul 2023. Inițiator privat din Comisia de avize favorabile. Da. S-o punem la vot? Înainte de a supune la vot, dați-mi voie să nu să vă fac o propunere. În continuare avem foarte multe pierderi la apă. Și nu știu dacă putem să găsim un vinovat până nu îl dovedești. Când l-ai dovedit, atunci poți să zici că e vinovat, să presupui sau... În restul, plătim noi, ceilalți, bine că la mine deocamdată nu a ajuns apa, dumneavoastră, majoritatea care aveți apă, plătiți pentru aia care fură. Ne-am gândit să facem un proiect de hotărâre. Cum? O scoți Enel-ul, Eon-ul, în fine, firme care vândă energie, cum o scoți Delgazul, contorii la limita proprietății. Să scoatem și noi contorii de apă la limita proprietății. Cam, nu mă interesează, frate. Dacă nu mă interesează. Eu știu, dacă o dea gardul de fie forjat și-a fost contorul la asta la Ion sau la casă, poți să tai și gardul să pui contorul de apă. Și l-am scos la limita proprietății și atunci să văd eu dacă mai sunt pierderi de apă. Și atunci, dacă o să mai fie pierderi de apă, într-adevăr, băi, ori e o fisură în conducta principală, ori e ceva anormal, paranormal. Dar cine scoate? Cine scoate scontorul? Cine scoate? O să trebuie să scoatem noi. Nu trebuie să scoatem noi, dar ce mă interesează pe mine? Deci primăria, nu? Da, o să trebuie să... Dar la un moment dat, s-au fost o inspecție în care se comportă așa, să facem o inspecție video și pentru conductă, să vedem, bă, unii furăciune, ce e, unii se pierde, unii se pierde, dacă îți bag gara, sunt camere de băgat și conducta de apă, până la 60 cm, sunt camere de astea de filmare, să bagi conducta de apă. Și decât să plătim pentru o cameră de aia, mai degrabă facem investiția, așa, și oricum ne recuperăm banii. Că 40% pierde de apă. 40% noi cumpărăm cu litru, cu pipeta, o cumpărăm apa asta și pierdele le plătim tot noi. Practic și Ultimul furt de apă că l-am găsit. Acum o săptămână, două săptămâni. Două săptămâni, da, când eram piciorul mister. Deci, în continuare, găsim persoane. Când avem câte o care undeva, m-a hopat, mai dăm piste o conduct. Bă, dar ce-i cu asta? Eu îmi place mult atunci când sunt branșat, haotic. Da, majoritatea... Ce faceți? Să o luați pe conductul? Și scoțându-l la limita proprietății? Cum e la noi, pe uliță, pe Arinului, sunt două sau trei conducte. Trase. Fiecare o trase individual. Acolo trebuie una, simplu. Eu am dus și luat domnul primar. Ai din grădini? Nu are conductă principală pe uliță, să leagă fiecare de aici. Da, domnul Izvani, știți de ce? E pentru că tot la timp au fost implicare. Ei, uite acum, că vrem să modernizăm ulița Piciorul Mesteacului, cu toate că ei au de acolo, trebuie de pe ingredient. Nu, domnule, am tras conductă a nouă, la noi, așa, am pus hidrant, am creat disconfort acolo, din jurnata aia care a întrecat drumul, dar asta este. Suportăm unea cu luni de zâri până să... Trageți pe toate ulițele de aceea de care sunt la... Exact, și apoi ce o să fie conductă la fiecare... Conductă de 50 sau de câți permite, câtă dar unul de trisferturi, unul de toate, dar toată asta... Ulița ta de spate. Și disconfort. Și dacă îi spui la cineva, tu mai ești un cizmă. Asta e, ca să faci ceva bun, trebuie să fii și un disconfort. Deci sunteți de acolo. Poți să faci un proiect de hotărâre? Vedem și poți să fii și vedem. Poți să fii și poți. Vedeți unii pierderi mai mari. Mai trebuie pierderi mai mari. Să se înțeleagă de ce are probleme. Domnul Păiu. Domnul Părinte, să înțeleagă ce are probleme și serviciul de apă. Nu are probleme, e la limita subsistenței. Da, subsistenței. Da. Până la se ființa serviciul de apă,
suporta primăria din bugetul primăriei. Deci plătea ăla de la Petrosul, și ăla de pe apa său și ăla care nu avea apă, plătea din bugetul lui pentru ăla care fura. Deci când s-o ființa servicii de apă, se autofinanțează servicii de apă. Și el nu mai are bugetul, primăriei. Și de asta el deja supraviețuiesc multe casele. Dar fac cu ce? Plan de anul ăla? Mai rămân și mine. Da. Noi odată am propus să pun niște apometre în ASEU la ore care pleacă la deal la scaune, la muncă și pleacă la muncă. Să facem diferența. Cât apă se plătește de la Gorea până la Pola Scaunii, cât o trecut prin apometru și cât ce s-o plătit. Și acolo se găsește unde se fură. E aceeași treabă. El mai e scurt. Și asta putem să putem. Dar vezi unii fură. Dar știi, unii se fură. Atât. Și atunci, domnul Țupru, e foarte greu de descoperit așa, exact. Deoarece unii stropesc grădina, folosesc numai vara, alții au, știu eu, animale sau... Dacă ne-ai pus la limita proprietății, asta e cel mai bine. Cel mai bine. Cel mai bine. Se scoate investiția. În 10 ani, să ne opunem la... Domnule primar, dar ce s-aude cu apa noastră la brigade până acum? Dar nu este pe apasă la apă. Sus, la brigadă. Sus, domnul Dogariu, că nu este apă pe apasă. Nu s-a terminat, dacă unii vrem să fărăm, terenul ăla nu a avut apă, nu a avut cadastru, deci nu putem să facem o investiție sau să facem un... Deci încă așteptăm cu terenul. Da, că nu termină documentația cu terenul. Dacă am văzut ea apă acolo. Dar lucrează la documentația. Putem să venim cu acesă. Lucrează la documentația. Să nu mai definim nicio gănușă? Nu, da, să facem, am înțeles, domnul Adică a făcut și anexa. Să lucrează. Da. Să vedem dacă vom și găsi. Bună, să punem la vorbă. Să vii și nu mai treabă cu ciocănușul, nu? Să mai treabă cu ciocănușul. Împotrivă. Punctul 2. Proiect de la modificare modernistică. Proiect din hotărâri privind aprobarea planului de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru anul 2023. Inițiator, primarul Iulian Dor. Comisia la vizite favorabile. Discuții. Supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Votăm la vot. Probleme diverse. Probleme diverse. Ca să nu ne depărtăm fi vorba de țigar, de rog. Dar eu spun acum de un țigar, nu spun de un rog. Pe strada Liliacului, cred, nu știu cum se cheamă, e peste apă acolo, unde a fost mașina de lână, mai jos, pe la apă. Așa. E o familie din asta de... Etnici. Așa, etnici țigani. Nu, doamne, dacă ai fi rom, ai fi civilizat. Așa ești țigan. Păi și români sunt țigani. Deci nu... Nu, dacă ai fi țigan. Așa. Aruncă gunoiul în grădina unui vecin de acolo. Ăsta o luat, o l-a pus în tonderon, acum iar, e plin de gunoi acolo. Și chiar mi-a zis mie, bă, chiar nu se poate pune un pic la punct, bă, au tonderoane, mi-aruncă mic gunoi. Și acum este, acum, domnul Vici, dacă vreți, putem merge acum amândoi cu mașina mea. Am fost și garda din mediu. Garda din mediu și am găsit, în timp ce arunca un cetățean, în puntea sa, în grădina lui, arunca gunoi. E grădina lui, dar ca să arunce în grădina altuia... Și cum poți să îngerlini eu pe proprietate privată? E o grădină care e închiriată, e luată în concesiune la primărie. E să vină să facă lucrurile. Păi, apropo de treaba asta, construitor. Dar să vă uitați la pola scaune la deal sau la vale, până la un curb acolo, să vedeți ce acolo era acum. Patru, aruncat, saci, cu mizerie. Cine aruncă? Vini de la depuci? Noi. Dacă vine cineva de la mediu, cum spune domnul, de ce joacă? Ce acolo? Da, acum aici aruncă, nu știu de cât ori, aproape în două luni, la două luni face curat. Chiar am încărcat, cred că, 5 mașini de la Rudilă. Am fost nevoiți, în țăgane aici, am fost nevoiți să facem un gard. Între două era acolo un loc viran, așa, liber, din sarcini. Nu știu, spre casă, în serenitate, are o casă început acolo, lăsată în paragine. O trebuie să facem efectiv gard de plasă. Noi, primăria, am făcut gard. Adică nu, am pus țele.
I-am pus în beton, tot, a doua zi urmă, să venim să întindem plasa. Nu l-o scos, mă, pe țării. Că nu l-o scos. Da, e de râs, să plâns, doamnă, cu tot. Le-am băgat din nou în beton, am pus băiatul la poliția locală și o stat cu mașina o noapte acolo în țări și băzățării. Îți dai seama cam cât ne dăm interesul să stârbim problema numai eu. Ce să-mi faci? Atât dacă ei puști pe omul, să-l omori, să... Trebuie curățat de-a facem o acolo tot bună și-a pus să cumva o cameră. La militară acolo, vezi și mașină trece noastră. Vedea să mă duci mă OVC acolo. Ce înseamnă unui proiect moduri europene și montarea de camere de supraveghere. Asta e foarte. Hai să pui camere de... Deci pe proiect europene, un proiect mare cu... Stai liniștit. Da, e singura variantă. Supravegherea nu ține de civilizație. Nu, hai să ne civilizăm. Aici ne... Asta nu e o măsură. Asta nu e o măsură. Asta nu e o măsură. Este că la tipul ăsta de aproape. O de aproape. Îi spune eu. Ce-i face? Ce-i face? Pe amendă. Și ei nu credeți că amiază nici o amiază. Și nu stă că tot noi bugetul. Chiar că amiază. Și nu mai vin. Tu ai din recuperat din amiens. Nu mai dau de amiens. Domn primar, îi puneți amiendă și când are copii, nu-i nimeni dat bani. Cum am văzut. Corect. Da. Din cași totul cu... Da, cum am plătit amiendă la bani lupte. Nu-ți mai vin după aia bani de la buget. Nu-ți mai vin cotele. Că dacă ce ai luat de amiendă, nu-ți mai vin cotele. Da. Nu-ți mai vin. Pe 26 luni, la ora 2, la două? Da, la una jumătate. Festivalul Școlindului. Impozitat și pe ăștia. Genatul la 12, măcar după noastră. 12 se duci cum e la biserică, cred că e la biserică, mănânc vreo stăriniași. Și acum, jumătate ia asta, două. Mănânc, doar bine, bine, la somat nu mai bine. E, asta e, auzi, dar când să facem? Așa, în marți nu poți să pleacă lumea la servici, duminică e duminică. Pe 31 la Revelion, nu, trebuia să... Da, o vine la da. Cât? Cine dorește? Da, dacă vine, a vrea să vină. Asta chiar nu te consumi. Dar chiar nu fac probleme. Care vine, care nu da. Da. Sau să fie invitația. Hai, timp. Copii cu dansul de la școala său, o să avem o fată de la Onești, avem pe Tudor de la Agăș, costul minim. O să numai costul nostru, dar să facem așa. Ce nu vă asta nici ai nimic, vrem să facem. Costul numai să un nostru, dar trebuie să facem. Păi da, nu facem un trei. Noi facem un festival de dar nici obiceiuri. Nu facem un concurs cum faci la Comunie. Care e cel mai mare și cu coada cel mai lungă. E în gheaș acum, cu toată așa, vă invităm cu toată lumea și toți cele ce ne comune care... S-a lansat invitația. Da, care are plăceri și... Mulțumim. Da. Nu s-a așa lăsat. Două un an. Măcar ca ăsta. Dacă nu mai bun, anul viitor, la mulți ani, se va da copii. Ca ei s-au trecut, nu e... Ducă-se. Păi dar măcar ca ăsta cu pace, cu liniște și fără evenimente. Foarte bun. Foarte bun. O să avem ce să-și la vizionare. Da. Declarăm ședința de aici. Da.